Bună ziua, dragii mei Capricorni, sau cei care aveți ascendentul Luna sau Soarele în Capricorn, dar se potrivește pentru toți cei care sunt influențați pe partea de Capricorn din punctul ăsta de vedere. Aceasta este ciclul noastră pentru luna iulie. Veștile nu sunt chiar de îmbucurătoare cum aș fi vrut eu să vi le dau, da? Sunt interpretative și totul ține într-un final de cum voi veți folosi intuiția în a vă rezolva problemele, da? Deci totul într-un final ține de intuiția voastră și să nu fiți foarte inconștienți și foarte, să zic așa, impulsivi când luați decizii, mai ales pe partea profesională. Cam astea sunt primele sfaturi pe care vi le dau. Să vedem ce am extras pentru voi pentru luna iulie. Ca stare generală sau cum influențează luna toate celelalte activități pe celelalte domenii sau ce le aduce luna pe partea generală, am zis, capricornilor. Avem Marea Preoteasă, Arcana Majoră, Marea Preoteasă, da? O carte puternică, o carte care va aduce, va scoate la iveală multe secrete, dar vom vedea ce presupune ea mai detaliat că la interpretare. Este calificată de 8 de romb întors și de damă de inimă roșie dreaptă, da? Pentru partea de carieră profesională, ca să zic așa, am extras Fanteonul, da? O carte la fel de îndrăzneață și cu amprentă puternică din tarot, care se clarifica de 9 de romb drept și de 7 de roșu drept, da? Și avem ceva probleme și aici. Pe partea de dragoste am extras Marele Preot. Mergeți cu credință și cu încredere. Vom vedea cum. Da, o carte iar foarte frumoasă din tarot. Aceasta este oarecum pozitivă, dar vom vedea cum vă influențează pe voi. Tot o arcană majoră. Clarificat de 9 de treflă și de azi de negru. Da? Pe partea de financiară, Regele de spade, clarificat de 9 de negru întors și de 7 de negru întors, da? Aici lucrurile vor fi un pic mult mai triste, vom vedea și de ce. Și în sfârșit starea de bine sau, să zicem așa, situația socială sau sănătatea voastră, da, dragi capricori. Avem așa 5 de monede, carte extrem de negativă și tristă, clarificat de damă de treflă dreaptă și as de romb întors. Acestea fiind spuse, după ce am verificat ce am extras pentru voi pentru luna aceasta, o să trecem la interpretare. Eu întâi deschid cărțile până le deschid, iar dacă le-aș face o deschidere pe video, ca să zic așa, durata video ar fi mult mai mare, da? Și nu vreau să plictisesc sau să vă răpesc cât mai mult din timpul pe care dumneavoastră îl aveți, da? Deci, de aceasta eu extrag cărțile înainte, pentru că eu înainte le deschid, ca să pot să primesc exact mesajele care trebuie pentru voi. Dacă v-ați întrebat vreodată acest lucru. Să trecem la interpretare, cum am zis. Marea Preoteasă, o arcana majoră numărul 2 din tarot, este o carte care spune așa. În luna iulie, dragi Capricorn, trebuie să aveți grijă că multe din secrete veți afla anumite secrete sau chiar voi sunteți cei cărora anumite secrete vor fi dezvăluite, secrete ce vor schimba viața definitiv, da? Deci aceste secrete sau lucruri neștiute. Mult timp să cred că voi veți fi cei care veți afla diverse secrete care vă vor schimba și vă vor da viața peste cap. Trebuie să vă bazați pe intuiție, alt mesaj care spune Marea Preoteasă, pentru a vă rezolva problemele, da? Deci prin intuiție voi oarecum vă așteptați la ceea ce veți afla în luna asta, iulie. Voi știați, dar a fost foarte greu să acceptați adevărul, da? Adevărul care doare într-un final. Dar veți afla cu siguranță ceea ce voi deja de câteva timp bănuiți în diverse aspecte ale vieții, da? Pentru dacă voi sunteți cei care ascunde și bănuiți sau vă este teamă că secretele voastre vor ieși la lumină, trebuie să aveți mare diplomație, să încercați să ieșiți
din situațiile complicate în care veți intra. Vom vedea ce și cum pe celelalte cărți care au ieșit, da, în domeniile respective. Mai are un aspect pozitiv pentru femei, această carte spune că ele sunt în centrul atenției, sunt dorite, sunt frumoase, sunt, cum să zic așa, au foarte, foarte mulți pretendenți pentru că au o sensibilitate aparte și o frumusețe aparte în luna iulie, da? Deci atrage foarte mult sexul pozitiv, iar ele trebuie să se bazeze pe intuiție, mă refer mai mult la partea singură, ca să zic așa, pe intuiție, atunci când își vor alege partenerul potrivit, mare grijă pe cine alegeți, vă voi spune mai târziu și de ce. Pentru cei care sunt într-o relație, ca să zic așa, sau căsnicie, ei află că partenerul lor îi minte, îi minte cu ceva. Unii le-a spus bani, alții au făcut împrumuturi, alții chiar au o relație în paralel de care ei bănuiau, dar nu erau siguri și vor afla cu siguranță în luna aceasta ce le ascunde partenerul, da? Sunt atât de nedăjduiți așa încât ei vor apela chiar la vrăjitoare, da? Nu faceți asta, dragii mei, Capricorn, nu vă duceți la vrăjitoare, mai ales cu magie neagră, pentru că acolo veți fi păcăliți. Voi spune și pe partea financiară cum, da? Deci nu vă duceți, nu vă încredeți în promisiuni de șarte și că vreți, că vreți să descoperiți, cu, să vă rezolvați încărcătura aceasta, să zic așa, karmică sau sufletească, prin care vreți să aflați prin orice detaliu secretele sau ceea ce vă roade legat de persoanele din jurul vostru. Aveți parte de eșecuri, exact cum v-am spus, adică apar tot felul de probleme pe diverse planuri ale vieții, vă voi spune pe rând la ce se referă, iar mulți sunteți influențați de vorbele de la o femeie blondă cu ochii închiși la culoare. Femeia asta blondă spune multe, știe multe, dar vorbește puțin și cu siguranță nu vă vrea binele. Deci vedeți cui vă spune secretele sau cui vă, cum să zic așa, vă spuneți ce aveți pe suflet, pentru că persoana asta se va întoarce și vă va face probleme în diverse domenii care vă interesează, da? Deci mare grijă cu femeile blonde din viața voastră și voți avea parte de multe eșecuri când vă așteptați mai puțin, da? Deci cam așa spune Marea Preoteasă, bazați-vă în continuare pe intuiția dumneavoastră, ea este sfântă în deciziile pe care le veți lua. Nu credeți în gura lumii. Să vedem cum se leagă cărțile între ele. Începem cu partea profesională financiară, pentru că cele două aspecte sunt foarte bine legate unele de altele. Vom vedea ce vă aduc. Da, veștile nu sunt îmbucurătoare, deși voi credeți așa prin fanteonul că sunteți puternici, vă aruncați cu capul înainte, nimeni nu-i ca voi. Vreți prin orice modalitate să vă obțineți scopul, faceți compromisuri pe care nici nu le credeați, sunteți atât de irresponsabili în decizie pe care le luați ca și copiii aceia când decid, da? Deci nu judecați la rece, vă aruncați cu capul înainte, nu țineți cont de sfaturile celor din jur, dar totuși nu vă asumați toate responsabilitățile, da? Cu toate că voi le veți genera, voi veți fi cei care veți trage ponoasele deciziilor voastre pe plan profesional. Cum a zis, oamenii vă văd hotărâți, puternici, aveți o imagine pozitivă în fața colegilor, șefilor, dar atitudinea dumneavoastră, inconștiența cu care luați deciziile, nu țineți cont de nimeni, vă face și frustrați, da? Frustrați încât unii din voi veți părăsi chiar locul de muncă la care sunteți. Reacționați din impuls și ziceți, ah, bine, nu vă sunt necesar, plec, îmi caut în altă parte, fac altceva, pentru că credeți foarte mult în voi. E bine să credeți în voi, dar în luna aceasta nu este cazul să fiți atât de înverșunat, atât de inconștient, da? Atât de nepenetrabil profesional, ca să zic așa. Mulți dintre voi care veți avea, vom vedea aici, funcții de conducere, veți lua decizii neechilibrate. Adică, să zicem așa, că mulți dintre voi nu veți primi banii la timp, da? La locul de muncă, ceea ce vă frustrează, da? Pe proiecte, pe afaceri, pe ceea ce faceți voi. Veți fi foarte dezechilibrați, cum am spus, da? Nu veți lua sarcini pe care nu veți putea aduce la bun sfârșit, ca voi credeți că puteți, că degeți, că faceți. Veți lua contracte pe care nu le veți putea onora, ceea ce într-un final vă aduce la pierderi financiare. Veți avea mari, mari pierderi financiare în luna
iulie, da? Dați bani cui nu trebuie, chiar și la locul de muncă, împrumutați persoane sau ați împrumutat persoane și acum banii nu vă mai vin, că oarecum am trecut și la partea financiară, da? Unde se anunță, deși cartea este una puternică, regele de spade, ca și atitudine, știi? Sunteți impunători, exact cum v-a spus, dar în conștiința cu care luați deciziile. Vă va face să aveți multe pierderi și pe partea financiară. Unii veți accepta din impuls un post de conducere, da? Post de conducere nesigur, post de conducere pentru care faceți compromisul, post de conducere care aveți grijă că sunteți avertizați că intrați într-o situație foarte dificilă, dar dacă nu veți fi suficient de inteligent prin regele de spade, veți avea decât de pierdut, exact cum am spus. Vi se promit lucruri care nu se vor rezolva. Dar voi, cum vă păcați cu capul înainte, cu siguranță mai târziu vă veți trezi că ați luat deciziile cele mai proaste. Da? Să vedem pe partea profesională, aveți parte de eșecuri, exact cum am spus. Se pare că cineva este, să zic așa, obsedat ca dumneavoastră să pierdeți, ca dumneavoastră să plecați. Au o obsesie către dumneavoastră la locul de muncă să vă meargă prost, dragii mei, Capricorn. Și vor face în așa fel încât chiar să vă aveți acele eșecuri profesionale. Unii pleacă, unii își bagă demisia, alții vor fi concediați, alții intră în faliment, da? Pentru că nu vor mai putea să facă parte la cheltuielile pe care le implică propria afacere. Deci nu este nimic pozitiv și asta datorită dumneavoastră, pentru că nu ați ascultat sfatul celor din jur, v-ați aruncat în lucruri pe care nu le puteți face, doar să arătați că eu pot, eu dreg, eu fac, eu sunt ce nu sunt și veți avea multe pierderi financiare, da? Deci, vedeți, aveți grijă mare, exact cum a spus aici, despre că o femeie, de obicei femeile în care noastră aveți încredere, vă va face foarte mult rău. Vedem că apare aici trădarea, da? Sunteți trădați, da, de către o persoană apropiată, exact cum am spus, persoana asta apropiată dumneavoastră pe partea profesională. Acum n-am de unde să știu, să vă zic, mai mult pe partea de business, pe partea de job, dar pe partea profesională pe care voi o credeți prietenă, da? Cu siguranță vă va trăda, da? Vă va trăda și veți avea pierderi financiare foarte mari. Nu veți putea, ca șef, achita salariile la timp sau nu vă veți putea finanța afacerea. Veți da bani colo-colo sau ați dat între timp, ați cheltuit mai mult decât puteți duce și sunteți foarte îngrijorați referitor la partea financiară. Cum veți reuși luna aceasta să vă scoateți pârleala, să zic așa, ceea ce nu veți reuși cu siguranță. Mai apare încă o veste tristă pentru unii dintre voi care e greu să o dau, dar nu am pus să nu o dau. Veți afla de un deces, da? Deci un deces a unei persoane apropiate. Deces care vă va scoate, vă va pune și la niște cheltuieli neașteptate, dar nu asta este partea cea mai tristă. Este că această pierdere, această ruptură de persoana dragă sufletului vostru vă va băga, cum vom vedea, pe partea de sănătate, în depresie și în tristețe, da? Să vedem acum cum aspectăm și cum legăm și celelalte domenii. Deci aveți pierderi, cum am spus, datorită în principal vouă și atitudinii voastre de șef. Și aici se mai vede, mai este încă un mesaj, ca să zic așa, pierdeți pe partea legală, da? Deci aveți probleme cu legea. Dacă nu v-ați făcut treaba cum trebuie, mai ales pentru cei care au propria afacere sau care au creat contracte de achiziții, contracte cu bani mulți, contracte pe care ei nu le-au onorat sau nu și-au plătit impozitele la timp, ca să zic așa, vor fi dați în judecată și vor fi trași la răspundere chiar pe partea legală. Deci mare grijă, dragii mei, Capricorn, măcar plătiți o parte din problemele financiare sau datele financiare pe care voi le aveți în luna asta, ca să nu ajungeți la probleme și mai mari pe viitor. Pe partea de dragoste și, să zicem așa, sănătate și starea de bine, că nu are cum să fie de bine, că este o carte tristă, nu este bine aspectat nici domeniul ăsta al sufletului, ca să zic așa, da? Deși astăzi tras mare de preot, care este o carte pozitivă în tarot, pentru voi, dragii mei, este mai mult o carte de liniștire, da? Voi vă veți rezolva problemele pe plan sentimental prin încredere în Dumnezeu și prin propria voastră și încrederea în voi, da? Deci prin astea două sunt lucruri pe care voi veți miza atunci când veți pe partea sentimentală, da? Mulți dintre voi merg către credință, mulți se duc la biserică, se roagă, cei care și-au uitat, ca să zic așa,
sau nu au mai fost cu Dumnezeu, să zic așa, o perioadă de timp, sau n-au mai crezut. Acum, datorită problemelor pe care îi copleșesc, ei se îndreaptă către biserică. Da, mulți merg la preot să se spovedească, caută rezolvări. Cei care nu se duc pe partea asta de magie sau se duc și, da? Deci aveți grijă ce alegeți. Mai bine îți alegeți calea bisericii ca să vă rezolvați probleme sentimentale în care vă aflați. Cum am spus, pentru cei care sunt în relații, ei află despre partenerul lor diverse lucruri care îi marchează secrete, da? Dar de fapt ei intuiau și nu știu ce să facă. Dacă să lupte să salveze căsnicia, să se lase de la ei să facă că nu știu, caută răspunsuri, lasă totul în mâna destinilor unii din ei, pentru că nu au puterea. Capricornii nu sunt atât de puternici în a lua decizii de separare, dar pentru ei căsnicia este confort. Confort și nu pun atât de multă pasiune ca celelalte zorii, da? Deci este confort și e bine să fie acolo. Au aflat secrete că partenerul mult din ei au făcut împrumuturi și datorii care le afectează și lor viața, pentru că acum află de ele, cum am zis. Mulți au trăit o poveste de dragoste cu escroc sentimental, da? Escroc sentimentali care nu le-au corespuns, da? Și doar au folosit pe bani și în sfârșit își dau și ei seama de lucrul acesta, da? Își dau seama și sunt măcinați, sunt triști, nu știu cum, ce să facă, să-i părăsească, să nu-i părăsească, dar vom vedea că mulți din ei vor fi chiar ei părăsiți de către persoana respectivă, pentru că și-au atins obiectivele pentru care a intrat în relație, dar mai mult pe parte de interes. Pentru cei care n-a fost totuși interes și partenerul lor sau ei au călcat strâmb, sunt șanse, dar pe baza efortului depus de către Capricorn, să-și remedieze problemele, dar nu neapărat în luna iulie. În luna iunie sunt discuții, certuri, probleme în casă, ca să zic așa. Deci în luna iulie, cu siguranță, problema nu se va rezolva. Pentru cei care sunt singuri sau își doresc o relație, cum a spus, partea feminină este bine aspectată, dar dacă ele nu își folosesc intuiția, da? Și nu aleg partenerul potrivit, au de unde alege luna asta, vor intra într-un joc sentimental păgubos, da? Vor avea parte, exact cum am spus, de niște escroci sentimentali. Escroci care vor decât să le folosească, escroci care vor să tragă decât ponoase de pe ele. Dar nu acum, că acum vă părea totul noapte și miere, da? Trebuie să aibă grijă pe cine aleg, exact așa cum am spus, da? Dacă totuși aleg cu sufletul, aleg cu capul, ca să zic așa, au toate șansele să cunoască totuși persoana pe care ei și-o doresc și trebuie să-i demonstrezi la persoana respectivă că vor relație de viitor, da? Că sunt serioși, că vor cu adevărat să fie cu acea persoană, da? Și atunci, probabil, dar nu luna asta, probabil pentru o parte din voi, veți reuși să intrați în relație cu persoana pe care voi considerați că vă este menită pe viitor. Dar mare grijă la se escroci sentimental, deci foarte, foarte multe aspecte negative pentru voi, dragi Capricorni. Toate aceste eșecuri sau, să zicem așa, probleme, duc la dezamăgiri. Ei se simt părăsiți, da? Se simt singuri. Inclusiv prietenii, cum am spus aici, mai ales pe partea profesională, confidenților, le întorc spatele, da? Prietenii, rude apropiate, că ei sunt legați foarte mult de rudele lor, le-au întors spatele. Îi părăsesc atunci când au nevoie. Nu îi ajută cu împrumuturi financiare, cum se așteptau. Ei au ajutat la rândul lor foarte multe persoane, da? Mai ales, cum am zis, această confidentă, da? Sau persoanelor apropiate, dragi, inclusiv la locul de muncă. Și acum când ei au probleme, li se întoarce spatele, da? Au pierderi sentimentale, au pierderi financiare, sunt amărâți, triști, nu știu cum să facă să-și rezolve problemele, nu e nimeni lângă ei, ceea ce le va produce o stare de tristețe profundă, vești proaste, exact cum am spus, mai mult legat de partea feminină, da? Deci aveți grijă, dragii mei Capricorn, cui vă încredeți. Și faptul că v-ați dus, să zicem așa, sau ați încercat să ajungeți la vrăjitoare, aveți pierderi foarte mari financiare. Deci v-au escrocat. Ca și pe partea sentimentală, cum a spus, v-au păcălit. Da? Deci dacă nu ați fost atenți, cum a spus eu la început, sau nu sunteți atenți că luna urmează, aveți mare grijă că tarotul vine oarecum să vă ajute, da, cu sfaturi. Da? Dumneavoastră puteți să vă ghidați după ele și puteți să îndreptați anumite situații până nu e prea târziu. O să fiți un pic triști, apatici,
singuri, dezamăgiți, nu știți în cine să mai aveți încredere și vă lăsați așa mâna destinului și în Dumnezeu. Deci decât în Dumnezeu, în luna aceasta dumneavoastră vă veți încrede, vă veți duce pe la biserică și acolo găsiți un pic de alinare pe partea asta de suferință și de sănătate. Nici fizic nu veți sta bine, nu veți dormi, nu veți mânca, unii dintre voi veți da în patima alcoolului, ca să zic așa, pentru a vă liniști suferințele prin care treceți. Nu este bine pentru că pe termen lung poate să se agraveze starea noastră de sănătate și să aveți reale probleme de sănătate, da? Mai ales că v-am zis, luna aceasta apare și un deces, nu chiar pentru toți, că nu pot să fac o deschidere generală pentru toată lumea, dar pentru majoritatea au pierderi de persoane dragi, care îi marchează profund și nu au pe nimeni exact cum credeau ei alături, care să-i ajute, măcar pe partea asta sufletească. Dragii mei capricorni, mai dau o dată o privire către cărți să vedem dacă am omis vreun mesaj. În principiu, ăsta este mesajul nostru pentru luna iulie. Aveți grijă, bazați-vă, cum a spus, pe intuiția dumneavoastră și încredere în Dumnezeu. Fiți atenți, fiți diplomați, nu vă mai aruncați cu capul în teme sau partea profesională, pentru că voi pierdeți crezând că sunteți cei mai buni, cei mai. Și nu e așa luna aceasta. Mai ascultați și de cei puțini care sunt lângă dumneavoastră ce sfaturi vă dau. Ascultați și sfaturile mele, poate așa vă veți da seama înainte de a se întâmpla unele evenimente care cum se vor întâmpla, dar pot să se întâmple cu, să zicem așa, cu pierderi mai puține dacă voi sunteți atenți la ceea ce vă spun eu și nu luați în derâdere. Dacă ceea ce am spus rezonează cu voi, dragi Capricorn, dacă vă place ceea ce fac și vreți să mă susțineți pe mai departe, abonați-vă, lăsați comentarii, dați like, distribuiți, ajutați-mă și pe mine cum puteți să cresc în timp să ne formăm o comunitate frumoasă. Și eu vă ajut cu cunoștințele și cu harul meu pe fiecare cum pot. Dragii mei Capricorn sau cei care aveți ascendent, lună sau soare în Capricorn, vă doresc o lună pașnică, ca să zic așa, că frumoasă oricum nu va fi și încercați să aveți cât de cât grijă de voi. Vă pup!